Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de povești de aur ale sportului românesc. Săritura Drăgulescu, titlul unui blockbuster al gimnasticii, un film în care fiecare cadru decupat reprezintă un instantaneu desprins din perfecțiune. O regie magnifică venită din imaginația celui care de ani de zile reinventează conceptul de artă a sportului. Săritura Drăgulescu 2. Un salt la propriu mortal. Granița dintre mai mult ca perfect și imposibil. Cel mai greu exercițiu la sărituri văzut vreodată într-o sală de gimnastică. Două personaje improbabile ale scenei sportului care au găsit un autor. Două bijuterii pe care Marian Drăgulescu le cizelează necontenit și le oferă în dar, primind în schimbul lor aproape de fiecare dată singura distincție ce le poate onora, și anume medalia de aur. Zeița Fortuna i-a zâmbit însă prima oară lui Marian, cu mult timp înainte, atunci când i-a ales drumul pe care avea să-l urmeze. Dacă tatăl său ar fi fost un om avut, tânărul din povestea noastră ar fi practicat în not și karate. Dar cum aceste sporturi erau mult prea costisitoare, Marian s-a refugiat în sala de gimnastică, acolo unde antrenamentele nu costau decât timp și sudoare. Sărituri, sol, inele, cal cu mânere, un carusel copleșitor, care pe cei mai mulți îi face să renunțe. Marian Drăgulescu nu auzise însă de renunțare. Pentru mine a fost și este o mare pasiune, o fac din plăcere. Mă bucur că am putut să-mi fac și o carieră din această plăcere. E foarte important să faci ceea ce îți place ca și o carieră. Îmi pare rău că n-aș putea să fac acest sport până aș ieși la pensie, la 60 de ani, 65 de ani. Viața de gimnast e una puțin mai scurtă, dar am ajuns la vârsta de 35 de ani, o vârstă destul de lungă în acest sport, și în continuare o fac cu aceeași plăcere, în continuare am rezultate și lucrurile se mișcă în direcția în care mi-o doresc eu. Dacă există un singur adevăr cunoscut și acceptat unanim în universul gimnasticii, atunci acela era că nimeni nu poate fi niciodată ca Nadia Comăneci. Dar Marian Drăgulescu nu auzise nici de acest lucru. În 2004, la campionatele europene de la Ljubljana, Marian a cucerit 4 medalii de aur. Doar Nadia mai reușise această performanță. De 9 ori campion european, de 8 ori campion mondial, 26 de medalii olimpice, europene și mondiale. Un muzeu al gloriei, o adevărată expoziție de trofee impresionante, ale cărei porți sunt încă deschise pentru Marian Drăgulescu, campionul atemporal, care, preocupat de competițiile ce se perindă necontenit, nu are timp să audă nici măcar de oboseală sau de vârstă.